Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Curtea Constituțională dezbate în 5 iunie sesizarea PNL și USR cu privire la legea care dezincriminează fapte de corupție. Opoziția reclamă că proiectul adoptat de Parlament nu este pus în acord cu o decizie anterioară a CCR. Renate Weber neagă informația conform căreia partidul său va fi dat afară din ALDE Europa. Eurodeputatul spune că liderul grupului ALDE din Parlamentul European, cel care a lansat informația, a făcut declarații neadevărate și motivate doar de campania electorală. Se circulă cu restricții în acest weekend în centrul capitalei. Sâmbătă și duminică seara sunt închise străzile din jurul Pieței Unirii, acolo unde are loc Sinfonia Apei. Duminică se restricționează circulația pe traseul Parcul Herăstrău, Arcul de Triumf, pentru că acolo are loc Crossul Veteranilor, organizat de MAPN. De astăzi, 4 aparate Eurofighter ale aviației italiene participă la apărarea spațiului aerian al României. Alături de migurile 21 Lancer, avioanele italiene participă la misiunile de poliție aeriană, iar misiunea lor se termină în luna august. Videoclipul de campanie al Parlamentului European numit Alegeți viitorul s-a dovedit a fi un succes în mediul online. Materialul video care îndeamnă oamenii la vot a strâns peste 75 de milioane de vizualizări în numai o săptămână. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră sunt oferite de agenția Mediafax.